Antrenorul fenomen al Corvinului a fost astăzi răsplătit pentru performanța pe care a reușit-o împreună cu fotbaliștii albalbaștri, aceea de a aduce Cupa României la fotbal acasă, la Hunedoara. Maxim a primit titlul de cetățean de onoare al județului Hunedoara, după ce vineri a primit aceeași distinție din partea administrației locale de la Hunedoara. Alături de tehnicianul Corbilor și staful tehnic și fotbaliștii au fost recompensați pentru rezultatele obținute. Ședința extraordinară a Consiliului Județean de astăzi a avut mai multe puncte pe ordinea de zi, dar a început cu acordarea unei noi diplome și recompense financiare Corbilor albalbaștri hunedoreni, care au dus renumele Hunedoarei peste hotare. Articolul 1. Se acordă titlul de cetățean de onoare al județului Hunedoara și premiul în sumă de 5.000 de lei domnului Florin Sandu Maxim, antrenor principal al Clubului Sportiv Hunedoara, Corvinul 1921. Articolul 2. Se acordă diplome de excelență și premii în sumă netă de 5.000 de lei pe persoană, echipei de jucători și colectivul a Clubului Sportiv Corvinul 1921 Hunedoara. Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate de către toți cei 29 de consilieri județeni prezenți la ședință, care și ei, la rândul lor, au ținut să-i felicite pe jucători. Dacă se votă împotrivă, nu. Dacă se abține cineva, nu. Mulțumesc, în unanimitate, aprobat. Mă simt extraordinar faptul că ajungi să faci o performanță notabilă în fotbalul românesc și să o faci și în județul tău. Eu cred că nu mai e nevoie de cuvinte. Mă simt extraordinar, cum se simt și părinții mei, familia mea. Mă simt foarte bine. Prieteni de-ai mei sunt aici în sală și au ținut să fie alături de mine și le mulțumesc. Mă simt extraordinar. Nu este decât un gest și din partea lor pentru acești băieți care, iată, după 50 de ani, de la performanța Jiului Petroșan, reușesc să aducă al doilea trofeu important în fotbalul profesionist din România, să-l aducă de această dată în județul Hunedoara. Suma totală de aproape 175.000 de lei va fi suportată de la bugetul propriu al județului Hunedoara.